Bun găsit la o nouă prezentare despre voioșie creștină. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Educați sufletele spre voioșie, spre mulțumire și spre exprimarea recunoștinței față de Dumnezeu pentru marea dragoste cu care ne-a iubit. Voioșia creștină este chiar frumusețea sfințeniei. Cuvintele plăcute și voioase nu costă mai mult decât cuvintele neplăcute și mânioase. Nu vă place să vi se spună cuvinte aspre? Amintiți-vă că atunci când spuneți astfel de cuvinte, alții simt înțepătura lor ascuțită. Părinți, aduceți evlavia practică în cămin. Îngerii nu sunt atrași spre un cămin în care domnește discordia. Educați-i pe copii să spună cuvinte ce vor aduce voioșie și bucurie.